Vă salut, prieten, cu respect. Maxim Big PGA, dai direct de lumea reală. Oameni buni, astăzi o să facem noi dezvăluiri în cazul samsarilor și alții perilor după internetul ăsta mare. Mai ales despre samsarii de motocultoare. Vorbesc aici spre de aia necinstiți care fac lucruri necurate și o să vă detaliez. V-am mai spus lucrurile astea în urmă cu ceva timp, cu câteva luni. A trecut ceva timp de la postarea celor două clipuri unde am făcut greșeala să dau numele unui samsar. Nu l-am dat cu rea intenție, l-am dat să vă spun mai mult că am vrut să iau un utilaj ales de el, văzut, verificat, testat și nu mai trebuia să am eu incertitudine față de utilajul ăștia, că dau banul pe el, pe ceva ok, reparat frumos. Aici am vrut să ajung, n-am spus absolut nimic rău despre el. Cum a interpretat el, bineînțeles, un om cu o minimă educație își putea da seama de ce este în vorba în clipul ăla, în titlu și din imaginea de videoclip, minciuni aberante la adresa mea, calomnii și așa mai departe, dar Dumnezeu este mare și are grijă de toată lumea, de asta nu fac niciun fel de problemă, fiindcă acest video o să le depășească pe alea două ca vizualizări. Și o să ajungă informația mai departe, am certitudinea asta, vă spun cu mâna pe inimă, vă fac acest videoclip pentru cei care încă nu s-au decis cu privire la unele decizii sau chiar și pentru aia care au greșit, dar nu mai pot da timp înapoi, ce pot să fac, că este ca și în cazul meu, la unele utilaje să le vindem, să scăpăm de ele, să ne scoatem banii, ca mai apoi să investim în ceva cu capul pe umeri. În niște scule cu adevărat ieftine și bune care se promovează pe acest canal, niște idei ieftine și bune care se promovează și care chiar există. Bineînțeles, acum este la modă cu criptomonedele astea, vedeți și voi vloggeri de ăștia cu zeci de mii, sute de mii, milioane de vizualizări care v-au îndemnat să luați nu știu ce criptomonede, s-au dus în cap, e alt subiect, dar este aceeași schemă piramidală care vă face pe voi să pierdeți sume de bani substanțiale, care munciți foarte greu pentru banii ăștia și n-are rost să fiți păcăliți de nu știu ce vlogger de ăsta, care oricum nu-l interesează la 1 milion de abonați că să duc 1000 în cap, 10.000 și își pierd tot, să împrumută în bănci, să-și ia bani, să-și ia, fac rate în bănci, da? Să-și cumpere nu știu ce criptomonede, nu știu ce utilaje, este aceeași chestie. Sau cum fac samsarii să vă mintă, samsarii de motocultoare sau vine nu știu ce vânzător să facă el teste. N-am treabă cu vânzătorii care fac expunere pe YouTube, am treabă cu vânzătorii cu măscărici, aia care fac nu știu ce teste în pădure, cu nu știu câți paleți până încărcați. Vă spun numai jumătăți de adevăruri să vă inducă în eroare, să nu vedeți adevărata realitate. Vă bagă muzică pe fundal să nu auziți linia melodică, să nu auziți cum sună utilajele, mai ales pentru cei care nu cunosc unele lucruri, unele aspecte, este un mare dezavantaj, da? Că nu vă arată realitatea, vă arată numai adevărul ăla care e ușor de halit, înțelegi? Și ăla mai dureros nu vi-l arată, nu vă arată consum, nu vă arată multe chestii care nu mai intru acum. Sau o să vi le spun pe parcursul acestui video. Sunt foarte indignat pe astfel de persoane, dar asta e viața. Cineva trebuie să vină să facă lumină. Aici mă adresez celor care cu adevărat vor să facă o schimbare în viața lor, în bine, să le și rămână bani în buzunar, să aibă cele mai bune avantaje. Că una este să primești anumite produse, cum a fost cazul meu, să spui adevărata realitate, alta este să ai colaborări, să faci nu știu ce, să primești informații în plic, să faci nu știu câte arcuri are Motosap, Motocoasa, când vezi la Big PGA să-ți vină informația, tu să o dai, să recunoști, să nu recunoști, să e o gamă întreagă de produse la care să nu le faci decât video cu prezentarea și cu încă un test, după aia să le dai mai departe, fiindcă tu ești plătit pentru așa ceva. Dar sunt multe lucruri care voi nu le știți, din păcate. Foarte mulți au dat cu hate la ce am spus eu, i-a deranjat realitatea și în continuare o să continui să vă arăt lumea reală, realitatea care o văd eu
și care asta este din teren care mulți nici nu cred așa ceva, fiindcă nu își imaginează că este posibil, dar vă spun că este posibil și este posibil să-ți iei țeapă mare de la anumiți samsari. Nu am treabă cu samsarii cinstiți, care oricum cred că sunt excepție, nu sunt regulă. Am treabă doar cu aia care fac anumite mârșăvii, care vă îndeamnă pe voi să alegi ce e mai bun la ei după canal. Cam tot ce aduc ei sunt utilaje bune, cum a fost cazul marelui samsar, da, m-a acuzat pe mine de niște lucruri care s-a lovit în timp. El v-a arătat că face aceste lucruri, spunând prima dată că el nu face, că nu știu ce. Eu vi le-am spus că acest samsar care vă ascund vouă adevărul, precum încep să spele foarte bine utilajele cu presiune, să nu se vadă niciun pic de ulei pe ele, vi le aduce acasă, da? Să nu se vadă scurgerii. E foarte important că atunci să vezi scurgerile alea, că nu poate fi de la un semering. Dacă are un rulment spart, s-a spart lagărul acolo, a făcut joc, a făcut semeringul ăla, degeaba îl schimbi. Eu v-am arătat pe viu lucrurile astea ce mi s-a întâmplat mie, să poate să aibă distrugere mult mai mare. Ce nu vă spun ei, vă spun eu, ca să luați în calcul. Cel mai bine e să le probați înainte, să le luați deja probate, testate, nu să sunați samsarul, vi-l aduce acasă de la 200-300 de kilometri, vi-l a lăsat, i-ați dat banul, a plecat, nu-l mai interesează de voi. Voi la cine apelați? Nu este înșelătorie, nu poate fi catalogată, bineînțeles că voi ați fost de acord. Nu e de vină ăla care cere banul, e de vină ăla care dă, fiindcă nu e bine informat și nu știe clar cum stă treaba. De asta vă spun că pot ascunde probleme mult mai grave de care ei nu vă spun. Dacă v-ar spune lucrurile astea, altfel ar sta treburile. Ei nu și-ar mai vinde și ar fi în faliment total, în 48 de ore ar fi las de foame și s-ar lăsa de meseria asta. Dar atâta timp cât sunt naivi în țara asta și vor fi de acum veci pururea, nu se va schimba nimic. Important e să reducem numărul ăsta, important e să ajungă informația la voi și să nu mai cădeți în plasa lor. De exemplu, cum mi-a picat fisa de ună zi, mi-a trimis cineva un videoclip cu un motocultor, aparent mergea în regulă, frezase cu el pe grădină, nu-ți dădeai seama de nimic, mergea ok, puțin turat, dar zici că e ok, na, când lucrezi cu el e normal să fie turat. Zicea, caut să-l vând că mănâncă ulei și nu dădea semne că ar mânca ulei. Deci, sunt niște lucruri interesante, dacă îi desfaci bușonul la motor, eu nu l-am desfăcut la ale mele, fiindcă n-a fost niciun fel de caz, n-a trebuit să umblu la motoare absolut nimic, nu m-am riscat, dar cei care la care le mănâncă ulei, le desfac bușonul ăla, am văzut, și iese pur și simplu jet de fum, de ulei, de ce iese, Doamne ferești, și îți mănâncă ulei, tu nu-ți dai seama imediat pe un moment și s-ai luat apă. De ce? Fiindcă utilajele alea aduse de ei, alea vechi de 40-50 de ani pe care mulți le laudă, sunt exact același lucru cum sunt UTB-urile noastre. Dacă n-a fost bine pus la punct, bine întreținut, ăla e daună, frate. Ăla al ei îți mănâncă ulei, îți mănâncă și din putere, bineînțeles, fiindcă motorul, cilindru, segmenții sunt distruși, acolo au zgârieturi pe ele, trebuie motoarele refăcute la ele, cel mai costisitor. Nu vă gândiți că samsarii le cumpără, de unde le cumpără, după în Italia, după în ce țările cum mai cumpăra, așa făcute, dar gata, că nimeni nu e prost să-l dea. Poate scapă acolo un procent de 5-10% utilaje perfecte, da? Care le cumpără ei, oameni care le dau de nevoie, că n-au încotro, dar restul vin în mare parte casate, uzate, vin samsari ăștia, le cumpără și le dă la suprapreț, profit de 300% de la vânzător la cumpărătorul final, fără să vă dați seama. În premieră vă spun cum fac ei de le cumpără, că nu vor să tot screm pe internet să vă spună de unde le cumpără, vă dă prețuri mai mari, vă arată prețuri după internet de 3 ori mai mari, de 2 ori mai mari față de ce le vând ei, numai să vă inducă pe voi în eroare. Ar fi la mintea cocoșului că n-ai cum tu să-l vinzi samsar de 3 ori mai puțin decât arăți tu ăluia după internet.
scăzând costurile de transport și așa mai departe. Deci ce fac ei, mânăriile astea lor, ale lor, sunt ca la noi în țară, cum să vindeau la noi mașinile, că și eu am vândut mașini. Sunt samsar oameni care strâng mai multe la oaltă și le vând în Italia. Sunt români acolo care au parcuri de utilaje, firme de transport care le aduc la samsari din România și trec din vreo 4-5 mâini, ajung la voi cu un preț supra-ridicat de 300-400% mai mari. Că vă minunați de prețurile astea, 5-6 mii de euro este ceva revoltător și de asta nu vă îndemn să faceți alegeri de astea așa ne la locul lor. Și o să vă mai arăt în continuare care este cel mai bun motocultor din România. O să vă dau niște opțiuni, o să vă dau A și B. Voi o să alegeți singur și o să vă dați seama care e cel mai bun motocultor din România, calitate, preț. Nu vă dau modelul, voi vă dau să alegeți. Da, sunt niște lucruri de clasa a doua, simple de înțeles, dar trebuie să ai cap pe umeri ca să le înțelegi. Ce mai fac samsari ăștia? Țepari, care sunt niște bandiți la drumul mare, care te amenință. Ați văzut în cazul meu, m-a amenințat să vorbesc între ei acolo, să dau procurori, avocați, să dau nu știu ce, numai să te amenințe, să te descurajeze ca tu să nu te duci la poliție să reclami, dar oricum n-ai ce să le faci. Să l-a adus în curte, aleluia, numai să fii tu o persoană așa mai, nu știu, încât să știi de frică, să te duci înapoi, să îl iei și așa mai departe. Deci, în mare parte, dacă ți l-ai adus în curte, nu mai ai ce să faci. De asta trebuie să faceți mare atenție la ce vă spun în continuare. Unul la mână, le spală foarte bine, v-am spus, le vopsesc, fiindcă nu se vând, le vopseze, le dă o aură de asta de secol 21, o vopsea de asta le trage, vă mai și minte că le șlefuiește, le spală bine cu presiune, le vopsește și vă spune, ah, ce mă dor mâinile, uitați, dragi prieteni, mâinile mele muncite, așa trebuie să arate niște mâini muncite, nu niște mâini de bebeluși. Deci, păcăleală, cine e normal la cap să spele înainte orice, înainte să-l șlefuiască, după aia să-l vopsească? Adică o muncă în plus, e ceva anormal, e clar țeapă pe față, dar câți dintre voi își dau seama de lucrurile astea? Oare câți? Nu e treaba mea, e treaba voastră. Sunt mulți oameni care și le cumpără, da, uite cum sunt eu, cumpăr de la Samsar, după aia îl dau mai departe. De ce? Și le este și rușine să spună că și-au luat țeapă. Și îi mai vezi pe un comentariu, nu lua de la X că e țepar. Adică X e prieten cu Y și ferește-te. Dar nu ies public fiindcă le este rușine. În concluzie vă spun să faceți mare atenție la astfel de persoane care le vedeți voi virale. Nu le interesează de voi, punct, îi interesează doar buzunarul lor, nu sunt influenți, sunt influencer, dar cu interes mare, meschin, interes jegos, care nu vă aduc pe voi decât în gaură. Sunt persoane care într-adevăr le repară, dar acolo nu mai vorbim de profit substanțial, nu mai vorbim de jeep-uri peste noapte, nu mai vorbim de alte belele. Și de ce vă spun să nu vă lăsați induși în eroare? Niciodată să nu dați atenție măscăricilor care vă mint, până titluri, până cum v-am făcut eu clickbait-ul ăla acceptabil, de bun simț, când v-am arătat, când tematica clipului era schimbul de ulei, dar am zis să schimb un pic să vă arăt cât de ușor puteți fi manipulați. Bineînțeles, cu un sâmbure de adevăr din partea mea, cum totuși v-am dat acolo așa clickbait-ul ăla cu mașina de poliție, că a venit poliția în timp de ce filmam. Bineînțeles că la urmă am schimbat tematica fiindcă nu era pe subiect și n-avea rost. Oamenii sunt mai interesați de uleiuri decât de samsari. Așa timp eu să cred, de niște uleiuri bune și ieftine. Dar nu orice praște de ulei la, nu știu, 200 de lei sau 100 de lei. Nu există așa ceva. Atâta timp când merge la camioane, merge și la motocultoare, stați liniștiți. Deci, faceți mare atenție la lucrurile astea, că nu toți sunt aici să vă învețe
pe voi ceva constructiv. Sunt mulți care fac business, business pe cârca voastră, înțelegi? Pe suferința voastră, da? Asta este, fiecare trăiește viața așa cum ce-o face și așa mai departe. Și bineînțeles, pe final, dragii mei, cereți-le sursa la bișnițari ăștia de 2 lei. De unde le cumpără, da? Dacă ține atât de mult la voi, să vă dea sursa, să vedem. Mai sunt ei mari vloggeri, mari merg cu trotinetele sau cu jeep-ul. Hai să vedem, să încercăm să facem testul ăsta. Țin cu adevărat la voi, vă apreciază să vă dea sursa directă și contactele directe. Până data viitoare, eu am fost Big PGA, să-mi fie cu iertare pentru samsarii cinstiți și îmi cer scuze pentru gramatica mea, dar asta e, am fost mai bulversat de ce se întâmplă în jurul meu și de asta am să vă fac un video. Haideți să fim mai buni și să dăm realitatea pe față așa cum e, fără alte interese, că nu ăstea ne fac oameni și nu ne ridică pe termen lung. Plus că o viață avem și n-are rost să o trăim în rahat și n-are rost să ne trezim prost dimineața. Mai bine să ne trezim oameni și cu zâmbetul pe buze, cu chef de viață și de muncă, așa cum a fost și până acum. Sănătate și numai bine!